Cel mai valoros mozaic din Oradea, aflat pe fațada clădirii unui fost cinematograf, este dezafectat aproape în întregime. Și asta în pofida faptului că firma care se ocupă de reabilitarea clădirii a primit autorizație de construcție din partea primăriei doar cu condiția păstrării sau refacerii mozaicului cu o suprafață de 350 de metri pătrați. Mozaicul cu titlul 3 copaci a fost, așa cum se știe, realizat de artistul plastic Gheorghe Ovian, care la vremea respectivă trăia în Oradea. După 83 el s-a mutat în Ungaria. S-a terminat în 1982 și este, după opinia mea, cel mai frumos mozaic care există în Oradea pe un monument. El a fost gândit mozaicul în peisajul pieței Magnoliei din cartierul Rogerius, o piață bine gândită din punct de vedere peisagistic. Valoarea mozaicului constă în primul și în primul rând în faptul că este datorată unui artist care astăzi are recunoaștere internațională. În al doilea rând, valoarea mozaicului constă și în faptul că este o temă care, în modul în care a fost elaborată pe monument, îi impresionează ca estetică. Clădirea în care a funcționat mai bine de 3 decenii cinematograful Patria a fost construită în anul 1972. În 2018, proprietarul clădirii a început lucrările de reabilitare și modernizare, lucrări care au afectat suprafețele placate cu mozaic. Așa se face că părți semnificative dintre acestea au fost date jos de către firma executantă. Autorizația de construcție emisă este, de fapt, un proiect modificator. Se referă la modificări interioare și exterioare ale obiectului respectiv. Am luat la cunoștință de faptul că mozaicul era într-o stare relativ mare de degradare. Deci în momentul în care sunt și au început să restaureze anumite părți ale mozaicului, au realizat că mozaicul se desprinde. Sigur că ei aveau această condiție impusă prin autorizația de construire, de păstrare integrală a mozaicului. Noi am luat legătura cu dânsii, i-am atenționat și am încercat să vedem din ce cauză s-a ajuns la această situație și le-am pus condiția să fie legătura cu artistul plastic care s-a ocupat la vremea respectivă sau, mă rog, cărui creație este acest mozaic, în așa fel încât el să se poată restaura integral. Proiectul prevede, și așa a fost autorizat de către municipiul Oradea, reabilitarea acelui mozaic în întregime conform desenului original existent. La începerea lucrărilor s-a constatat că stratul suport al mozaicului este într-o stare avansată de degradare și este necesară refacerea acestuia. S-a luat legătura cu proiectantul și designerul inițial al acestui mozaic în colaborare cu dânsul. Acesta va fi refăcut exact conform desenelor inițiale. La ora actuală, aproximativ 80% din mozaic nu mai există pe fațadă. Din cauza că această clădire a stat părăsită practic ani buni după Revoluție, partea deja clădirii nefiind protejată din cauza infiltrațiilor de apă în gheț de zgheț, partea de mozaic s-a dezlipit de pe fațadă și în momentul în care o loveai se auzea gol în spate și era foarte probabil să cadă în momentul când lucram acolo peste muncitorii care lucrau. De aceea am considerat că cel mai bine este să facem un set de poze. Am făcut un set de poze complet, un metru lângă fiecare element din respectivul mozaic și după aceea am pregătit și am dat jos părțile care efectiv puteau să cadă. Firma executantă dă asigurări că mozaicul 3 Arbor va fi refăcut integral. Pentru montarea acestuia pe fațadele clădirii sunt promisiuni că vor fi folosite materiale noi, dar care vor fi similare celor originale. Se estimează că peste 4 luni mozaicul finalizat va decora din nou clădirea în care a funcționat cinematograful Patria, clădire în care urmează să fie amenajate spații comerciale.